mulțumim, și autoritățile sunt în alertă și fac pregătiri pentru vremea rea. Alex Dobreanu ne arată chiar acum utilajele care sunt pregătite pentru dezăpezirea Bucureștiului. Alex, bună ziua! Bun găsit, așa este, pregătirile sunt intense pentru iarnă, pentru zăpada ce va veni și în București. Și bineînțeles, aici în sectorul 4, Cristian Zărescu, consilierul primăriei, se pregătește, așa cum am spus, cu utilaje, cu diferite utilaje, cu utilaje noi. Te las pe tine, Cristian, să-mi spui exact cum te pregătești ca să nu mai existe probleme în trafic. Bună ziua, într-adevăr, e greșit din punctul nostru de vedere, spunem că încă ne mai pregătim. Pregătirile au fost finalizate încă de la 1 decembrie. Suntem pregătiți cu aproximativ 130 de utilaje și încă 20 în așteptare. Utilaje pe care le vedeți și acum în imagine, aici sunt doar o parte dintre ele. Undeva în stânga, și sunt convins că colegul o să arate, avem și utilaje de capacitate mică. Vorbim despre utilaje care vor acționa în principal pe străzile principale, acestea mari pe care le vedeți acum în imagini, și utilaje de capacitate mai mică, aceste mașini de teren cu care vom acționa pe străduțele secundare, pentru că practic acolo avem cele mai mari probleme, pe străzile dintre blocuri, acolo unde utilajele de mare capacitate nu au loc să intre. După cum vedeți, în parbrizul fiecărui mașini se află și planul de intervenție. Practic, fiecare mașină pe care o vedeți aici în imagini va avea de acoperit o zonă, aproximativ 15-20 de străduțe, și fiecare mașină va lucra doar pe zona respectivă, astfel încât și șoferul să știe cu exactitate unde trebuie să acționeze. Vă spuneam că avem aproximativ 130 de utilaje. Ele sunt și acum în așteptare, la fel și conducătorii auto. Dacă este nevoie, se poate interveni, asta evident și în funcție de prognozele pe care le vom primi de la Administrația Națională de Meteorologie. Și aș mai adăuga și faptul că avem aproximativ 5.000 de tone de sare pregătite în depozite, sare care evident va fi împrăștiată pe arterele sectorului 4. Noi credem că cel puțin teoretic suntem pregătiți, nu spunem și practic, pentru că practic vom putea să spunem acest lucru abia după ce vom trece de aceste zile de iarnă și evident noi credem că dezăpezirea se va face în condiții bune. Ce probleme vă așteptați să întâmpinați iarna aceasta? Sunt problemele pe care, din păcate, le avem în fiecare an. În primul și în primul, mașinile parcate neregulamentar, pentru că nu ai cum să faci, să dezăpezești o stradă eficient dacă ai mașini parcate, pentru că nu ai cum să dai zăpada, evident, nu putem să lovim mașinile. În al doilea rând, evident, putem să intervenim doar după ce ninsoarea și viscolul se oprește. Toată lumea sper că a înțeles că orice utilaj pe care îl scoți pe timp de viscol pe stradă are eficiență zero, deci oamenii trebuie să aibă și puțină răbdare. Noi, chiar dacă am scos și utilaje, cum spunem noi, în timpul vremii urâte, dar cu toate astea se știe foarte clar că dezăpezirea poate deveni eficientă doar după ce se oprește vântul, pentru că orice zăpadă îndepărtată de pe carosabil atunci când este vânt este adusă înapoi de vânt. Deci problemele sunt, din păcate, cam aceleași. Mă referam, așa cum am spus, și la mașini parcate neregulamentar. Străduțele, din păcate, sunt foarte înguste, cu mașini parcate de asemenea pe ambele părți. Aici avem iarăși probleme, pentru că sunt străduțe pe care nici măcar aceste mașini de capacitate mică nu pot să intervine. Evident, nu poți să aduci orice fel de mașină, trebuie să fie totuși o mașină puternică, astfel încât să poată să împingă zăpada. Deci am găsit să solice cu aceste jeepuri. Avem și ATV-uri pentru trotuare, pentru că vom acorda o atenție sporită și trotuarelor. De multe ori oamenii ne-au reproșat acest lucru și așa este, au dreptate. Dezăpezirea a fost gândită până anul trecut, a fost gândită doar pe artere și nu este așa. Dezăpezirea nu este doar pentru mașini, trebuie să fie și pentru oameni. Din această cauză am adus pentru prima oară în București și ATV-ul cu șenile, cu putere foarte mare, ATV-ul care să poată să intervină doar pe trotuare. Mulțumesc tare mult! Mă întorc la tine, Laura. Alex, mulțumim!